Bună! Așa cum știți, în cadrul emisiunii noastre Arena Sănătății am discutat și despre cura cu argilă. L-am avut invitat pe domnul inginer chimist Mircea Bocan, cel care aduce și promovează în România această argilă roz. Este cunoscută la noi sub denumirea de argila de Alba Iulia, pentru că domnul Mircea Bocan este în Alba Iulia, dar argila nu provine din Alba Iulia, ci de la mii și mii de kilometri depărtare, la granița Kazahstanului cu îndepărtata Mongolie. Dar ca să revenim, despre cura cu argilă am discutat, dar astăzi vrem să discutăm și despre măștile cu argilă. Credem așadar că este o ediție a emisiunii noastre Arena Sănătății foarte interesantă pentru doamne și domnișoare. Vrem însă să spunem că după interviul cu domnul inginer chimist Mircea Bocan, echipa noastră ACC Media Channel chiar a început să facă o cură cu argilă, iar eu personal mărturisesc primul lucru, am încercat să îmi fac măști cu argilă și într-adevăr se văd efectele imediat după ce îți faci o mască cu argilă. Tocmai de aceea am spus că neapărat trebuie să discutăm și să facem o ediție a emisiunii Arena Sănătății și despre măștile cu argilă. Când se recomandă, cui se recomandă și cum se prepară o asemenea mască cu argilă. Masca de argilă este cea mai simplă și mai spectaculoasă mască de frumusețe. Deci argila ceea ce face pe interior, că pansează tot tractul digestiv, același lucru face pe exterior. Deci ulcerul varicos care se vindecă, dar pentru față, pentru gospodine care sunt tot mai ocupate, le recomand de se face o mască cu suc de castravete. Este indicat castravetele, care stimulează producția de colagen natural a pielii. Într-un suc de castravete făcut într-o cană de cafea se dizolvă acest praf, sau chiar și bulgă, dar praful este mai bun. Și se poate păstra și o săptămână sau două în frigider cu folie, ca să nu se evapore sucul de castravete, apa din sucul de castravete, ori se pun degetele, vata se scămoșează. Doar după ce se spală, cele care se machiază se spală, bagă degetele și își întind cu ochii închiși pe toată suprafața. Argila este ca untul, așa se întinde, este foarte fină, o peliculă foarte fină. În timpul ăsta, 10 minute, un sfert de oră până se usucă masca, se poate lejer ocupa fiecare gospodină de bucătărie sau poate citi, se spală greu și aici poate să-și da fiecare seama ce greu se spală masca de argilă, că același lucru face argila și pe tubul digestiv, acea peliculă este foarte persistentă și permite vindecarea și cicatrizarea rănilor de pe tubul digestiv și după aceea, după ce se spală cu apă greu, se folosește o cremă emolientă pentru că argila usucă. Am avut, de exemplu, la relație cu publicul în 2000, o fată care era monstru, la 20 de ani era cu fața plină cu puroi, lucra chiar la relație cu publicul, avea fața plină cu puroi, deci o erupție purulentă incredibilă de coșuri. Și zic, cum e posibil să fii chiar în funcția asta de relație cu publicul, în halul în care arăți, pentru că era un disgrațioasă, era, te speriai când o vedeai. Ori după o lună i-am dat să facă masca de argilă și după o lună am întâlnit-o pe stradă, ideea că s-a și tuns, avem spre mine râzând, cine mă cunoaște, zic, de unde să te cunosc? Haideți să vedem și căror persoane le este indicată masca cu argilă. Oricine, deci nu te nuagnei, oricine poate beneficia de masca de argilă, oricine. Pentru că întinde fața și o hrănește. Noi trebuie să înțelegem că pielea este un organ viu, porii pielii trebuie să nu fie astupați de fond de ten, atenție mare, pentru că fondul de ten este ca și când pui cu o pernă pe față, se sufocă. Dacă punem fond de ten, fața noastră se sufocă. Ori argila curăță tenul, îl întinde, îl hrănește, deci este masca ideală, dar ținând cont că usucă, trebuie după aceea a fost o cremă emolientă. Dar efectele sunt spectaculoase la măștile de argilă, care pot fi făcute zilnic, ne ia câteva secunde să întinde masca, să o spălăm după aceea 2-3 minute când se spală. Deci, practic, masca ne ia 5 minute pe zi și o poate folosi oricine comod acasă. Se spune că la 20 de ani, pentru frumusețea ta, îi mulțumești lui Dumnezeu sau geneticii. Iar ceva mai apoi, la 30, 40, 50, 60 de ani, aspectul tău, frumusețea ta, se datorează în mare măsură și ție, stilului tău de viață, obiceiurilor sănătoase sau mai puțin sănătoase pe care le-ai avut și pe care le ai. Spunem că ridurile noastre ascund o multitudine de sentimente, o multitudine de trăiri și chiar așa este. Dar
tenul nostru, fața noastră, reflectă și sănătatea noastră, felul în care ne simțim. Știm cu toții că atunci când vedem un om care nu se simte prea bine, acest lucru se vede și pe fața lui. Un om care are o anumită suferință, acest lucru se vede și pe fața lui. Așadar, sănătatea și frumusețea sunt foarte strâns legate și la un mod foarte vizibil. Așadar, noi trebuie să avem grijă și de sănătatea noastră ca să fim frumoase. Trebuie să avem grijă și de interiorul nostru, pentru că lucrurile din interior se reflectă în exterior. Așadar, încă o dată, sănătatea și frumusețea sunt strâns legate și trebuie să facem, conform recomandărilor domnului inginer chimist Mircea Bocan, și o cură cu argilă, o cură de detoxifiere cu argilă, pentru a ne ajuta frumusețea, pentru a avea un ten luminos, strălucitor, frumos și să ne ajutăm pielea și din interior și din exterior. Pielea este oglinda ficatului. Dacă ficatul este curat și pielea este foarte bine întreținută și este, deci, practic, petele care apar după 40-50 de ani, tot mai multe persoane se plâng că din cauza soarelui, eu vă spun că mă expun foarte mult la soare de când eram copil, 5 luni, 6 luni pe an stau și 4-5 ore zilnic, mai ales că acum am avut o piscină cu apă sărată în pădure, tot timpul iau cu mesele telefonice și stau la soare, dar nu am nicio pată pe corp pentru că am ficatul sănătos datorită argilei. Deci pielea arată sănătatea ficatului. Dacă ficatul este bolnav, atunci apar acele pete foarte inestetice care niciodată nu vor trece. Uitați-vă persoane publice, miliardari, care apar în public și la 60 ceva de ani, deci se vede de la o poștă că sunt terminați. Din cauza ficatului bolnav, pentru că mănâncă fast food, deci mulți miliardari se laudă că n-au timp și mănâncă fast food, trăiesc când apare biroul cu aer condiționat. Își duc o viață falsă, dar se vede pe fața lor. Deci tenul le arată calitatea alimentației și mai ales sănătatea ficatului. Dacă ficatul este perfect sănătos și pielea este frumoasă și bine întreținută, fără niciun tratament. Retenția de apă se vede în picioarele îngroșate, deci mulți au picioare grele din cauza rinichilor, dar se văd imediat pungile, ca niște cearcăne pronunțate care înseamnă rinichi. Așa eram eu acum 37 de ani, eram cu pungi de apă sub ochi. Am aflat așadar că o cură cu argilă se recomandă atât intern cât și extern, prin măști pentru frumusețe. Dar haideți să vedem încă o dată cum se ține o asemenea cură cu argilă intern, cui se recomandă și, bineînțeles, și cât costă. Apă cu argilă preventiv, dar cel mai bine o cură de 2-3 luni, 200 de grame. Deci cura de bază se face 2-3 luni cu 200 de grame de argilă, se pun într-un borcan, pulberea aceasta se pune într-un borcan de 400 de sticlă. Atunci le spun, mai sunt scene amuzante, mă sună cineva că avem acolo un desen cu un borcan de 800, cum să procedeze, fiind de sticlă, pentru că foarte mulți, dacă nu le spunem un borcan de sticlă, folosesc plastic. Și nu e plasticul, pentru că argila absorbe plastifianții din plastic. Mă spune cineva, dumneavoastră, am deschis parchetul și n-am găsit borcanul. Nu aveți un borcan în bucătărie, în cămară? Ba da, avem, dar mă așteptam să ne trimiteți borcan. Cred că un borcan special. Da. Deci recomandăm acest borcan de 800 de mililitri să cântărească o singură dată. Pulberea este mai comodă, că se dizolvă instant și mai ușor. Fac un semn ca o măsură pe borcan și 2-3 luni consumă cele 200 de grame în cursul unei zile. Nu contează când. Dimineața pe stomac gol, înaintea meselor, între mese. Important este ca până seara borcanul să rămână curat. Să nu mai rămâne argilă în borcan. Și după aceea, zilnic, problema este de buget. 30 de grame pe zi înseamnă 30 de lei pe lună. Dacă, pentru că sunt oameni care se uită la banii aceștia, la 30 de lei are oricine, deci suma este derizorie, cei care își permit un 50-70 de grame pot să bea fără probleme zilnic, îi scutește, soția mea are o expresie, scut și pavăză. Așadar, pentru curele intensive cu argilă de 2-3 luni, este într-adevăr nevoie de o cantitate ceva mai mare de argilă pe zi.
Dar pentru curele de întreținere sunt suficiente 30 de grame de argilă pe zi, care se iau dizolvate în apă pe parcursul întregii zile. Trebuie să spunem că această argilă roz de Alba Iulia, dar pe care, după cum știm prea bine acum, domnul inginer chimist Mircea Bocan o aduce din îndepărtata Asie, de la mii și mii de kilometri, se găsește în magazinele cu produse naturale sau poate fi comandată online și se găsește în două variante. În niște cutii mai mari, sub formă de bulgări, o să stăm puțin mai mult până se dizolvă acești bulgări în apă, dar oricum nu foarte mult, și niște cutii mai mici unde se găsește sub formă de pulbere. Și bineînțeles că noi, femeile, preferăm varianta de pulbere pentru că este mult mai rapid și mult mai plăcut să ne preparăm măștile cosmetice cu argilă pulbere. Deci în comerț normal că ambalajul mai mic este mai scump. Cei care fac o cură doar de întreținere își pot permite să ia doar câte o cutiuță pentru că au bani mai puțin, dar o cutie de felul acesta în general în magazinele naturiste costă în jur de 40 de lei. La noi, dacă primești pachet de la noi, costă, avem pungi de 2 kg care costă 70 de lei cu taxa de curier rapid inclusă. Deci, practic, pentru întreținere, la toți le spun, la întreținere, 30 de grame înseamnă 30 de lei, 70 de grame, 70 de lei, 200 de grame înseamnă 200 de lei. 30 de grame pe zi înseamnă 30 de lei pe lună, 50 de grame sau 70 de grame înseamnă 50 sau 70 de lei pe lună. Deci pentru întreținere 30, 50 sau 70 de grame fiecare ce buget alocă argilei. Cei care într-adevăr au pensii foarte mici cu 30 de lei pe lună pot să-și asigure întreținerea. Argila are proba timpului. Această argilă, eu beau de 37 de ani doar apă cu argilă și sunt perfect sănătos. Dar proba timpului înseamnă și 700.000 de clienți, estimez eu, în România. Niciodată nimeni nu s-a plâns că a avut un efect secundar decât menționam, eventual o constipație care se poate rezolva. Nu mă înjură din două motive. Unul la mână, argila nu are niciun efect secundar, nu face niciun rău. Și doi la mână, eu nu mint pe nimeni. Mă sună unii, am sciatică, nu se vindecă. Am spondiloză, nu se vindecă. Am varice, nu se vindecă. Eu am fost operat de varice. Dacă se vindecau, deci nu îmi băt pe nimeni cu apă rece să-i mint, pentru că argila, în primul rând, nu este felul meu de a proceda de felul ăsta, pentru că eu de când eram copil am fost învățat să nu mint pe nimeni și mai ales cu asta, fiind o persoană publică, nu-mi permit să mint pe cineva și nu are rost, și dacă aș fi un mincinos, niciuna are picioare scurte, ori ne mințim pe nimeni și argila n-a avut niciun efect secundar. Iată că pe internet, dacă vă uitați pe forum, peste toți, toți îți încântați de tratamentul cu argilă, pentru că după ani mulți de căutări au găsit un tratament simplu, ieftin. Argila reglează fiind absolut tot metabolismul, are inteligența naturii, știe unde este nevoie de ea. Că sunt, de exemplu, mă sună cineva, să spună, iau pentru rinichi și am niște dureri atroce de stomac luând argilă. Da, înseamnă că nu știe că are un ulcer. Își face o ecografie și spune, ai ulcer, dar n-am știut că am ulcer. Primele zile de argilă i-a pus în evidență ulcerul. Pentru că e un pansament care a început să lucreze și ca orice rană care se pansează, la început poate să doară puțin. Deci argila este un foarte bun diagnostician, reglează tot metabolismul și vindecă. Dar vindecă tot ce e intern. Fin, inteligent, fără efecte secundare. Noi vă mulțumim tare mult pentru că urmăriți seria noastră de emisiuni Arena Sănătății. Acordăm, după cum vedeți, o atenție importantă și frumuseții. Și, bineînțeles, vă invităm să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să dați like paginii noastre de Facebook. Mai nou, ne găsiți și pe Instagram. Nu uitați să intrați pe accmediachannel.ro și să vă abonați la newsletter-ul nostru. Veți primi pe e-mail toate emisiunile noastre împreună cu transcripturile lor. Vă mulțumim tare mult! Și aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, dar și de frumusețea dumneavoastră.